Medicina va schimba protocolul și va pune pe primul loc prevenția, nu? Nu așa ar trebui să fie? Da, de fapt asta este ideea și dacă noi am fi pus, Alice, pe primul loc prevenția, eu cred că la nivel global, că nu vorbim, că vorbim numai de România, vorbim la nivel global, nu prea s-a pus accentul pe prevenție. Dacă stăm să vedem în România, nu avem programe pentru prevenție. Ar trebui să avem programe la bebeluși, la mămici, ar trebui să avem programe la adulți, la persoanele în vârstă. Noi nu avem astfel de programe. Eu cel puțin ca medic nu știu astfel de programe. Dar vreau să spun că ne-ar ajuta foarte mult. De ce? Pentru că în primul rând ar fi o educație. Deci prevenția medicală înseamnă educație medicală. Adică cum facem noi aceste emisiuni, să le explicăm oamenilor că ei ar putea, de exemplu, dacă țin cont de cum funcționăm, da? Pentru că noi nu prea știm. Noi învățăm la anatomie, învățăm puțin, citim pe Facebook, toată lumea știe strateze cu plântuțe, știi? Ne ducem la plafon, ne ducem la farmacii, că multă lume vrea să evite tratamentul sintetic și vrea să trateze cu plante. Cam toată lumea vrea să trateze cu plante, dar tratamentul ăsta cu plante nu este așa, cum să zic, ușor, să știi. Adică eu, de exemplu, tratez cu cocktailuri de plante, de exemplu, tratez cu 100 de plante în corp odată. Deci nu dau decât rădăcină de brusture sau nu știu ce, știi? Adică eu fac o artă din asta, e o artă tratament, terapia cu plante. Și de asta trebuie făcut așa, după ureche, și să nu credem că orice tratament cu câteva plante este vindecător și ne vindecă bolile grave, ne vindecă cancerul, ne vindecă bolile cronice. Deci nu este așa. A vindeca natural este o artă, îi aparține medicului, îi aparține anumitor terapeuți și trebuie făcut la nivel înalt științific.